Arătul Leasca și-a etalat pe Instagram fizicul lucrat la sală, tot s-au felicitat mai puțin iubitul, care și-a postat fotografii cu niște măgari întâlniți în excursia lui prin Elveția. Dacă la primele zvonuri, Mihaela Rădulescu mai ieșea de la cutie și îi urechea pe cărcotaș să-i lase în pace viața și iubitul, vedeta pare că s-a lăsat deja păgubașă. Ori nu-i mai pasă, ori nu mai are de salvat aparențe, așa cum a făcut-o în urmă cu câteva luni. De îndată ce lumea a comentat că pandemia a dăunat grav poveștii de iubire, dintre ea și Felix Baumgartner, diva de la Monaco, a și ieșit cu poza de la picnicul din pădure pe rețele. Doar că de atunci celebrul parașutist și vedeta TV n-au mai pozat împreună. Că Felix e mai mereu în aer, iar Mihaela on air, se explică de ce n-ar mai fi vacanțe împreună. Dar de ce nu își mai dau like-uri la postări, nimeni nu mai înțelege. Ultima lovitură la orgoliul divei de la Monaco pare să fie recenta ei aniversare. În timp ce Mihaela Rădulescu își etala trupul de sirenă la 50 de ani, tolănit pe o saltea la o piscină luxoasă, Felix se împrietenea cu măgăruș și prin Elveția. Suspect a fost că în ziua în care Mihaela a împlinit jumătate de secol, pe contul lui n-a mai apărut nici măcar o poză sau un mesaj precum în anii anteriori. Și nici diva n-a mai repostat ceva la story, semn că nu toate poveștile duc până la adânci bătrâneți. Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner tocmai serbaseră 5 ani de relație înainte de pandemie. Ar fi fost bine acolo aniversarea de 5 ani să-l aduc în România, că noi aici ne-am cunoscut în România, de fapt. Ar fi fost frumos. Dar cine-l prinde pe ăsta? Deprins, nici nu l-a putut prinde mai mult decât a făcut-o. Și asta spun apropiații pe motive de religie. Pentru că Mihaela Rădulescu a trecut la iudaism, iar Felix e catolic. Și în plus, mama singurului om care a sărit cu parașuta din stratosferă n-ar fi prea încântată. Ca eterna soacră din poveste, chiar dacă Mihaela s-a străduit să-i intre pe sub piele, Eva Baumgartner tot i-ar fi găsit un cusur. Nu are de gând să-i facă nepoți. Iar Felix, cât e el de om supersonic, a rămas tot băiatul mamei. I think I need to cut my nails.